Evoluția de azi a fost propusă de Ciprian Ciobanu, propune și tu o evoluție și ar putea prea în clipul următor. După cum spune și titlul, azi vorbim despre evoluția lui Spider-Man. În acest clip voi vorbi doar despre evoluția lui Spider-Man din desene, urmând ca într-un clip ulterior să vă vorbesc și despre evoluția sa în filme. Am zis să procedez așa pentru că voi avea posibilitatea să fac un alt clip, plus că așa se separăm o leacă treburile. Bun, hai să începem. În 1967 apare prima versiune a lui Spider-Man dintr-un serial animat. Melodia din intro-ul acestui serial, rămânând așa în mintea tuturor iubitorilor acestui supererou. În 1981 apare o altă versiune animată a omului Paianjen. După care în anul 1981 apare Spider-Man and His Amazing Friends. Serial animat în care Spider-Man alături de Iceman și Firestar luptă pentru a proteja planeta de diverse pericole. În 1994, Spider-Man apare în X-Men, în forma sa probabil cea mai cunoscută de mulți dintre noi care am copilărit cu Fox Kids și Jetix. Tot în același an apare și Spider-Man The Animated Series, cel puțin la noi în țară, probabil cea mai cunoscută serie cu omul Paianjen. O altă serie cunoscută cu omul Paianjen apare în 1999, atunci când Spider-Man Unlimited apare la TV. În anul 2003 apare Spider-Man The New Animated Series, care se folosește de acel tip de animație 3D destul de populară în acea perioadă. În anul 2008 apare The Spectacular Spider-Man, iar în anul 2012 îl vedem din nou pe erou într-o altă ipostază. De data aceasta în The Avengers, Earth's Mightiest Heroes. Tot în același an apare și Ultimate Spider-Man, în care se poate observa o îmbunătățire a animației. Un an mai târziu, în Avengers Assemble, apare din nou Spider-Man alături de ceilalți eroi din Avengers. În 2003 mai apare și Hulk and the Agents of Smash, atunci când îl vedem din nou pe omul Paianjen. În 2013, probabil datorită popularității filmului Avengers, s-a realizat un crossover între Phineas și Ferb și Avengers. Tot în același an apare și Lego Marvel Super Heroes Maximum Overload, atunci când îl vedem pe Spider-Man în forma sa de Lego. În 2014, în Marvel Discourse The Avengers, îl vedem din nou pe Spider-Man, de data aceasta în versiunea sa anime. Iar în 2015, rolul apare din nou în versiunea sa de Lego, în Lego Marvel Super Heroes Avengers Reassembled. Marvel's Spider-Man a apărut anul trecut, iar anul acesta Spider-Man Into the Spider-Verse aduce un nou stil de animație care arată destul de interesant. Ok, cam aceasta a fost evoluția din filme animate și seriale animate a cățărătorului. Sper că v-a plăcut acest clip. Ok, cam atât pentru azi. Puteți da un subscribe, un click pe clopoțelul meu, un like și ce nu să vă uitați și la alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut! Pa! Da, vrem comentariile bonus, please! Al 369-lea comentariu. Am citit cartea. Asta e o glumă foarte proastă. Hei, ești tare. Punct. Știu unde este ultima piatră a infinitului. Este după peticul lui Fury.